Prima ședință a noului Parlament va avea loc pe 21 martie la ora 13. Anunțul a fost făcut de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Șeful statului a declarat că a semnat decretul privind convocarea primei ședințe a noului Parlament al Republicii Moldova, ales pe 24 februarie. Am decis să vin cu un discurs în fața deputaților noi aleși, evident o adresare către concetățenii noștri, către cetățenii Republicii Moldova. De asemenea, rog secretariatul Parlamentului să asigure bună desfășurare a primei ședințe a Parlamentului, invitarea corpului diplomatic și, cu Doamne ajută, ne vedem mâine. În noul Parlament au trecut 35 de deputați din Partidul Socialiștilor, 30 din partea Partidului Democrat, 26 din partea Blocului Pro-European de Opoziție Acum, 7 din partea Partidului Șor și 3 deputați independenți. Încercările PSRM și ale PDM de a crea o coaliție de guvernământ cu Blocul Acum au eșuat. Blocul a respins invitațiile din partea Socialiștilor și Democraților. Conform legislației Republicii Moldova, prima ședință a noului Parlament urmează să aibă loc în termen de 30 de zile de la data alegerilor, adică cel târziu până pe 27 martie.